Bine ne-am regăsit. Nici nu știu cum să încep această filmare, pentru că acum o lună și jumătate eram în același loc și filmam caprele cum mâncau iarbă cu înălțimea cam cât ele de mare. Acum, după o lună și jumătate, uitați ce e în spatele meu. Ia uitați. Secetă, secetă, secetă. Uscătură, uscătură. Deci eu nu știu ce mănâncă caprele. Nu știu de unde mai iau lapte. Oricum a scăzut laptele cam 25 de litri. Da. Și uitați să vă arăt cum arată tot locul nostru, care îl cunoașteți cei care ați mai văzut din filmările noastre. L-am prezentat în două filmări, atunci când am spus despre gardul electric și atunci când le-am scos pe ele și le-am scos prima dată la verdeață. Ia uitați ce e, parcă ar mânca pe miriște. Nu unde a fost iarbă, cât ele de mari. Să vă arăt acum cum arată tot locul. Acum sunt sus pe deal. Să vedeți cum este tot. A mai rămas, ce se vede, un verde mai închis așa. Sunt urzici. Eu n-am văzut capre mai proaste. Cum trece cineva pe stradă, cum se duce la poartă. Și de rest, uitați. Totul e uscat, uscat, uscat. N-a mai plouat de mult. Când a plouat, a plouat puțin. În alte părți e vai de lume, inundații. Și la noi, secetă. Aia cu simț de răspundere, nu așa. Na. Unde am lăsat verdeața aia pe acolo, acolo stă și clefetesc și ele toată ziua. Nu ne-am gândit că și anul ăsta o să fie la fel ca anul trecut, o să fie la fel ca acum 2 ani. Părea un an bun în luna iunie, în luna aprilie, cu ploi și cu tot ce trebuie. Și acum uitați ce se întâmplă. Tot locul, aproape 3 hectare, este 80% uscat. Norocul nostru este că pe lângă lac ne mai lasă proprietarul ca să mergem cu ele așa cam 150-200 de metri, cât este malul mai lin așa. Apoi este malul abrupt și nu e nici mâncare, sunt locuri de casă, nu putem să înaintăm mai mult. Și mergem pe lângă lac așa, mai e țipiric, mai e stuf, mai e o papură, mai e... Deci au ajuns acum de mănâncă și urzici. Deci, cum v-am spus la început, nu știu din ce mai iau lapte, efectiv. Pentru că așa arată locul nostru de pășunat. Destul de trist pentru noi, dar trebuie să ne adaptăm și să supraviețuim. Așa că să putem să suplinim ceea ce nu mănâncă ziua, că pe aici se cam plimbă ca în parc. Le dăm să mănânce noaptea, cam 2 baloți, 2 baloți jumate de lucernă. Acum am tăiat un loc de casă de lucernă aici aproape de noi și s-a pălit, e tăiat de vreo 2 zile, 3, s-a pălit și nu o să mai stau să mai îmbalotez ca să le duc să mănânce. O să le car pur și simplu cu roaba și o să le umplu iezdele și să mănânce la noapte. Pentru că n-au din ce. Nu au ce să mănânce. Mănâncă la iarbă de asta uscată, se umflă în burtă, bea apă și lapte din ce să facă dacă mănâncă pai gol. E ca și cum am mâncat noi pufuleți. Și pe urmă, hai la muncă. Cam așa e și cu ele.
Asta e. Hai să mergem la lucernă, să strângem, să umplem miezile și apoi să le aducem după vale, că deja e târziu, se face noapte. Uitați cum este iarba care le-am lăsat-o în primăvară, am zis să o cosesc pe rând. Uitați cum a ajuns acum, numai zmocuri. Și ele vin și mănâncă prin astea pe aici. Deci ce ori mânca, eu nu știu. Și să mai aibă și lapte pe deasupra. Cam așa e, parcă am fi în stepă. Mai ne trebuie doi cactus și povestea întreagă. Ia uitați, uscătură. Cam asta mănâncă ele. Baza e acasă la lucernă. Poate ne-a dat Dumnezeu și nouă o ploaie zilele astea, că deja s-a răsucit și porumbul. Aici avem lângă casă 10 arii de lucernă. Am cosit-o alaltă ieri. S-a mai pălit un pic. Și am venit ca să umplu vreo 3-4 roabe ca lumea, ca să mănânce la noapte, să nu înțarce de tot. Cam așa e situația la noi. Cam așa stau lucrurile, le-am umplut ieztea de lucernă și așa, și așa.
ceasul 8:30. Să mergem pe vale să le luăm, să le aducem acasă, să le vedeți cum vin singure. Deja m-au văzut. Hai de acasă. Hai de acasă, hai. Gardul electric, la distanță de 1 metru de el, dânsele. Hai de acasă. Haide. Astea sunt imaginile serii. Bătălie pe mâncare. N-avem ce face, trebuie să trecem și peste asta și să supraviețuim. Cam asta e pentru în seara asta. Cam trist episodul ăsta, nici nouă nu ne convine, dar nu avem ce face. Dacă și pe la voi întâmpinați aceleași probleme sau sunt altele, lăsați-ne și nouă în comentarii, să știm și noi unii de alții ce se întâmplă prin țară. Vă mulțumesc frumos că ne-ați urmărit. Asta e viața în momentul de față. Sperăm să trecem cu bine și Doamne ajută la mai bine. Mulțumesc frumos, la revedere!